Muzeul Colecțiilor de Artă din Capitală găzduiește expoziția Comori de Artă din colecția Ion Chiricuță. Sunt expuse 65 de obiecte de artă, picturi, lucrări de grafică, sculpturi, piese de mobilier și textile, care pot fi admirate până la 30 septembrie. Ion Chiricuță a fost un cunoscut doctor-oncolog care și-a împărțit întreaga viață între pasiunea pentru artă și medicină. Fiul al preotului Toma Chiricuță, personalitatea epocii interbelice, a colecționat nenumărate obiecte de artă tradițională, artă decorativă europeană și lucrări moderne semnate de artiști români. În expoziție se mai găsește un catalog care este realizat de istoricul și criticul de artă Adrian Buga. Este un catalog impresionant al întregii colecții, nu numai al lucrărilor care sunt prezentate în această expoziție. 65 de obiecte doar sunt prezentate aici din toată această colecție, care a fost donată de profesorul Ion Chiricuță Muzeului Vasile Pârvan din Bârlad în 1982 și a fost gândită încă de la început ca o colecție de artă comparată. Încă de când această colecție se găsea în casa colecționarului, nu s-a pus accent atât pe o prezentare științifică a lucrărilor în cadrul colecției, ci mai mult pe o grupare a acestora în funcție și în funcție de stările de spirit pe care le transmiteau colecționarului. Colecționarul, profesorul Ion Chiricuță, și-a făcut datoria față de seminii săi, așa cum spunea, și ca medic-oncolog, dar și prin donarea acestei colecții, care a contribuit la punerea în evidență a modului în care a evoluat arta românească la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Este o colecție care se concentrează pe pictură, cu nume mari din pictura românească a acestei perioade. Expoziția Comori de Artă din colecția profesorului Ion Chiricuță este organizată de Muzeul Colecțiilor de Artă, în colaborare cu Muzeul Vasile Pârvan din Bârlad, la inițiativa profesorului dr. Ion Cristian Chiricuță, fiul colecționarului, și Argo Arts Consulting. Operele din colecția personală au fost mutate de la un muzeu la altul și au ajuns într-un final la Muzeul de Artă din Bârlad, acolo unde colecția Chiricuță ocupă un sfert din tot spațiul. În București se află expusă în prezent doar o selecție.